Bună, eu sunt Valentina, astăzi vom face un nou video. Înainte de toate v-aș ruga să dați un like acestui video, să vă abonați bineînțeles dacă nu ați făcut-o deja, puteți să dați și un share pe Facebook pentru că mă ajută foarte, foarte mult și nu uitați să mă urmăriți și pe contul meu de Instagram. Toate linkurile rețelelor mele de socializare le găsiți în descrierea oricărui video. Haideți să vorbim despre ce o să facem astăzi. Astăzi m-am gândit să vă iau cu mine la ședința foto pentru Crăciun. Este pentru prima dată când am o ședință foto de Crăciun. Nu am mai făcut niciodată chestia asta, deși îmi doream foarte, foarte mult să-mi fac și eu câteva poze frumoase de Crăciun și profesionale, nu doar niște simple poze făcute de mine sau de un prieten. Așa că iată, a venit momentul, sunt foarte entuziasmată. Sper să iasă niște poze drăguțe. Astăzi este miercuri, am ședința foto programată la ora 19, este ora 5 fără 20. Ar trebui să ne grăbim, pentru că trebuie să ajung până în Focșani să iau și un colet despre care o să vă spun mai târziu. O mare bătaie de cap și cu acel colet care trebuia să vină de la București. Haideți să vă arăt momentan ținutele pe care mi le-am făcut eu pentru această ședință foto. Sunt 3 ținute, dar înainte de asta, un mic story time. Viața cu Valentina Lungu. Am vorbit cu tipa care îmi face pozele de acum o săptămână și un pic. Ei bine, eu mi-am făcut atunci în cap ținutele, am zis că nu mai e nevoie să probez, nu mai e nevoie de absolut nimic, știu ce vreau să port, va fi bine, totul e perfect. Ei bine, astăzi când am scos hainele din dulap și am zis, băi, haide totuși să probez, să văd dacă e ok și dacă e totul în regulă, evident că nu mi-a mai plăcut absolut nimic. Și era cumva de așteptat, pentru că eu sunt schimbătoare. Așa că îmbracă-te, Valentina, dacă mai ai cu ce. Inițial trebuia să port o rochiță roșie, dar când am pus-o astăzi pe mine, mi se părea că arăt oribil în ea. Și am renunțat la idee, așa că haide să vă arăt la ce articole vestimentare am rămas. Și voi vedea acolo dacă se mai schimbă ceva sau nu. Avem așa, prima pereche de sândăluțe cu această rochiță neagră sau această rochiță de culoare gri. Nu am îmbrăcat niciodată aceste rochițe și m-am gândit că sunt perfecte pentru poze și voiam să-mi iau inițial pentru rochița neagră sândăluțe negre, dar m-am gândit că e prea negru totuși. Apoi mai avem aici un hanorac sau un hoodie, cum vreți voi să-l numiți, oversize, pe care mi l-am comandat din H&M. Am zis că nu vreau să-mi iau șosete cu Christmas și așa mai departe, am zis să-mi iau niște șosete de la Adidas. Dar vedeți și voi diferența de nuanță, întotdeauna am avut o problemă cu chestia asta. Nu mi-a plăcut albul să fie de mai multe nuanțe, ori e alb-alb, ori nu mai e. Vedeți, e un pic mai gălbui ăsta, șosetele sunt mai albe și chestia asta nu prea îmi place, așa că o să dau o fugă și o să-mi iau niște șosete cu Christmas, pentru că nu cred că o să dea bine la poze. Accesorii avem această coroniță cu acești cerceluși și cu aceste clame, însă vedeți și voi aici, iarăși veșnica problemă, nu au aceeași nuanță de alb. Clămițele sunt mai gălbui, cerceii sunt mai albi și aceasta nu știu cum mai este. Mai avem aici o curelușă foarte, foarte sclipicioasă, pe care o vom pune în talie la rochia neagră, dacă o voi purta, să văd, mă decid între cele două. Mai am acești cerceluși. Perfect. Și mai avem încă o pereche de cerceluși, așa. Ok, asta e un pic pe dos. Ceva de genul. Bun, cam acestea sunt ținutele, cele două, a treia trebuie să vină, e pe drum, cum s-ar spune. Trebuie să ajung la Focșani să iau un colet, după cum am spus anterior. Coletul ăsta, săracul, trebuia să ajungă la mine de luni, astăzi e miercuri, normal că așa se mai întâmplă. În acel colet am câteva articole vestimentare pentru Crăciun, așa că unul din articole îl voi purta și astăzi la ședința foto, cu o pereche de blugi și cam atât. Cred că cu picioarele goale, pentru că vine drăguț, zic. Deși nu sunt în cea mai bună stare a mea, am o perioadă cam nasoală, mă simt rău, nu știu, cred că e de la vreme, habar n-am, de la factorii din jurul meu. Am încercat să-mi fac și un make-up, nu prea e cel mai strălucit make-up pe care pot să-l realizez, însă am zis totuși să nu arăt așa horror.
Am zis totuși să fac ceva cu fața mea și să nu fiu nemachiată la această ședință, pentru că e păcat de ea, și nici nu voiam să-mi iau programare la altcineva, pentru că de aia am făcut cursul de make-up, să mă machiez singură. Doar că așa se întâmplă, când am eu nevoie pentru mine, ori mă simt rău, ori nu am timp, dar când am fete la make-up, ies niște make-up-uri superbe. Ce să-i faci? Așa e în viață, nu poți să le ai pe toate. Revin cu un update. Sau ne vedem direct acolo la locația cu pricina. Am ajuns. Acesta este unul din decoruri. Ia uitați ce frumos este. Avem mai și o săniuță. Mi-aduce aminte de copilărie, sinceră să fiu. Avem aici și o lumină imensă. Și încă un decor aici, micuț. Asta e mai mult pentru bebe. Și cam atât. Ok, da, se vede și îmi place rău cum se vede. Așa, m-am schimbat, am acest hoodie. Ce cute sunt! Am fost la Pepco să-mi iau și o pereche de șosete și normal că n-am găsit mărimea 35 pentru că eu sunt un copil. Dar ne-am descurcat cu ce am avut, adică de anul trecut. Sunt un îngeraj de copil. Ia uitați ce mi-am pus pe cap. Bună! Haideți că mai avem treabă. Eu mai iau și vlogul. Mai zic 2-3 vorbe aici pentru voi. Dar trebuie să ne grăbim pentru că Diana mai așteaptă pe cineva. Deci, vă mulțumesc și voi cu ce mai prind. Printre picături, cum s-ar zice. Ce fel se vede neonul ăsta? De fapt, nu se mai vede. Bun, gata și cu ședința foto. Mie mi-a plăcut super mult. Deși am avut o zi foarte grea, foarte grea.
Însă Diana a fost acolo să mă ajute. Zâmbește, foaia, mișcă, dă-te așa, dă-te mai încă. Sper că au ieșit niște poze frumoase, așa că urmăriți-mă pe Instagram, acolo o să le postez. La Valentina Lungu, aveți linkurile în descriere. O să vă las și canalul, Doamne, sunt obosită. O să vă las și linkul Dianei în descriere, așa că mergeți acolo și o să o găsiți. Mulțumesc, Diana, cu plăcere. Deci a fost o plăcere și pentru mine să te cunosc. E pentru prima dată, v-am spus, e pentru prima dată când fac o ședință foto de Crăciun și este și pentru prima dată când mă întâlnesc cu ea. Eu am găsit-o random pe Facebook. Deși pe Facebook stau foarte puțin. Facebook a rămas așa pentru părinți mai mult. Am îmbătrânit. Da. Cam atât. Dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați, bineînțeles, dacă nu ați făcut-o deja, să ne dați și un follow și noi ne vedem data viitoare. Vă pup și aveți grijă de voi!